Între personalitățile care au trecut prin Ardeal și au pierdut la Cluj și Clopul și Calul. Despre cine credeți că e vorba? Matei Corvin, Ovidiu Purdea Someș sau Mihai Viteazu? Eu cred că este vorba despre Mihai Viteazu. De ce crede de acest lucru? Fiindcă el a făcut prima unire și în fața lui spune în jos pălăria. Cred că Matei Corvin. De ce? Că nu există cal mai frumos ca și al lui Matei. Una dintre personalitățile care a trecut prin Ardeal și a pierdut și Clopul și Calul. Despre cine credeți că e vorba? Matei Corvin, Ovidiu Purdea Someș sau Mihai Viteazu? Cred că Ovidiu Purdea Someș. De ce? Păi, primul n-are cușmă. Așa? Celălalt n-are cal. Rămâne Ovidiu Purdea. Ovidiu Purdea Someș. De ce credeți acest lucru? De ce nu? Matei Corvin. De ce credeți acest lucru? Eu cred că are o istorie frumoasă. Una din personalitățile care au trecut prin Ardeal și-au pierdut și Clopul și Calul. Despre cine credeți că este vorba? Optimul ăsta e omul ăsta, Mihai Viteazu. De ce credeți acest lucru? Păi de ce el a fost? De ce? Eu a fost domitor a Ardealului și a țării României și a Moldovei. Ovidiu Purdea Someș. De ce credeți acest lucru? Pentru că cântă melodia respectivă. Mi-am pierdut Clopul și nu știu precis dacă am așa ceva. Păi cânte cu Ovidiu Purdea Someș. El și-a pierdut. Dar Mihai Viteazu și-a pierdut și el capul. Ce zici? Interesat sondajul de opinie și îmi place foarte mult de domnul care a zis că Mihai Viteazu și-a pierdut capul.